Salutare tuturor și bine v-am găsit, dragilor, la un nou videoclip. Suntem în 9 noiembrie, se anunță o perioadă cu temperaturi foarte scăzute și mă grăbesc astăzi să recoltez tot ce mai am prin grădină de recoltat. Mai am gogoșoare acolo, ardei iuți aici și câteva păstăi. Referitor la ardei iuți, pentru că au fost multe persoane care m-au întrebat despre acest soi, cum se numește. Ei bine, șapte frați îi spune și sunt foarte, foarte mulțumită de acest soi. Nu este exagerat de iute, dar nici nu mă interesează să fie exagerat de iute. Este un mediu spre iute. Știți că sunt ardei mai iuți, mai puțin iuți și ardei medii. Ei bine, ăștia s-ar încadra între mediul spre iute. Pentru mine este suficient de iute și nu aș dori ardei mai iuți de atât, pentru că n-aș putea să-i consum. Plus de asta, dacă sunt foarte, foarte iuți, există și riscul să, eu știu, să suferim de anumite alergii. La ochi, spre exemplu, lăcrimare și așa mai departe. Deci eu mă găsesc foarte bine cu acest soi. Șapte frații îi spune și merg înainte cu el. Pentru a obține tincturile pe bază de alcool sau pe bază de oțet, este potrivit acest soi de ardei, care, din punctul meu de vedere, nu ar trebui să lipsească din nicio grădină, dar până la urmă totul ține de gusturi. Aș cultiva soiuri mai tari, așa cum am mai spus și în comentarii, mai iuți, nu pentru consum intern, ci pentru a-mi prepara spray-urile, pentru că e bine să avem și astfel de produse, mai ales în vremurile de astăzi, spray-uri pe bază de ardei foarte iute, pentru autoapărare. Da, pentru asta aș cultiva câteva soiuri mai puternice, mai iuți. Dar în rest, pentru consumul intern și extern, eu folosesc șapte frați. Intern, am mai spus pentru ce, este foarte bun pentru viroze, răceală, gripă, pentru picioare reci, pentru mâini reci, cei care au probleme cu circulația, așa cum am eu de altfel, dar, așa cum am mai spus, este bine ca înainte să aplicăm comprese pe bază de ardei iute să avem grijă să punem, să ne dăm cu un unguent pe bază de gălbenele sau dacă nu cu un ulei, dacă nu avem unguent pe bază de gălbenele. Este un antibiotic, antiinflamator, antioxidant, antiviral, pentru că capsaicina, care este responsabilă de gustul, de iuțimea ardeiului, are această proprietate de a combate și virusii. Se spune că peste 90% din virusii sunt combătuți de ardeiul iute. Iar întrebuințările, după cum bine știți, sunt multiple, nu o să stau să le reamintesc acum, pentru că am făcut deja multe videoclipuri pe această temă. Bineînțeles că trebuie ținut cont și de contraindicații, fiecare persoană știe ce anume are nevoie și ce este contraindicat să consume, în funcție de bolile pe care le are fiecare în parte, pentru că bineînțeles, nu este recomandat în sarcină, alăptare, dar lucrurile acestea le știți deja. În caz de hemoroizi, nu trebuie să consumați ardei iute și nici dacă aveți hepatite și ciroze, alte probleme asemănătoare, nu ar trebui. Sau probleme digestive. Nu e bine să se consume ardeiul iute. Lucrurile acestea sunt convinse că voi le cunoașteți sau dacă nu le cunoașteți, întrebați medicul specialist și vă spune exact dacă aveți sau nu voie să consumați ardeiul iute. Dar pentru mine, eu doar împărtășesc cu voi soiul pe care l-am și cum anume îl folosesc, ca de altfel toate legumele, fructele pe care le am pe aici prin grădină,
le cultiv, le recoltez, le procesez și vă explic la ce le folosesc. Bun, dragilor, acestea fiind spuse, mă opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune, la revedere!